Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu Stil. Un vechi proverb spune că sănătatea stă la picioarele noastre. De ce spunem asta? Vom vedea în această seară, în această ediție, pentru că vom vorbi de sănătate. Și pentru că sănătatea este primordială în viața fiecăruia dintre noi, am invitat pe canapeaua Oamenilor cu Stil pe doamna kinetoterapeut Nicoleta Dimufte. Bună seara, doamnă! Bună seara! Bună seara, Nicoleta! Îți mulțumesc pentru prezența ta alături de mine. Îți mulțumesc și eu mult! Am spus că sănătatea este primordială în viața fiecăruia dintre noi. Poți să ne povestești... Ce face un kinetoterapeut? Ce este reflexoterapia? Ce este masajul? O întreagă gamă în care vom regăsi metode de vindecare, de terapie. O să încep să-ți răspund la prima întrebare. Kinetoterapia este o metodă de recuperare, de tratament, care implică atât gimnastica medicală, cât și masajul terapeutic. Iar ca și procedee secundare, avem incluse în fizioterapie, electroterapie, hidroterapie, toate procedeele care folosesc aparate. Tehnicile manuale, da, legate de masaj, sunt cele mai des întâlnite și sunt primele care se aplică într-o schemă terapeutică de recuperare în urma unor traume, în urma unor afecțiuni de diverse tipuri atunci când vorbim de sănătate. Da, sănătatea este cea mai importantă. Dacă ai sănătate, poți să le faci și pe celelalte. Și atunci masajul a fost cea mai la îndemână metodă pentru aproape toți oamenii, de a ajuta, da? De a pune mâna, de a liniști. Inclusiv noi, atunci când avem o durere, primul gest instinctiv pe care îl facem este să ducem mâna, să spunem mă doare aici, da? Pentru a calma, pentru a liniști. Diferă procedura de kinetoterapie de medicină? Da. Pentru că este subordonată. Medicina are un statut și un anumit cadru de specializare. Kinetoterapia este afiliată și este subordonată, iar kinetoterapeutul trebuie să colaboreze cu un medic. Medicul este cel care pune diagnosticul inițial, stabilește diagnosticul pe care îl are pacientul, vine la kinetoterapeut, există și o evaluare din punct de vedere motric, din punct de vedere al posturii pe care kinetoterapeutul trebuie să o facă, se aplică schema terapeutică, tratamentul, că vorbim de gimnastică, că vorbim de masaj, reflexoterapie, diverse tipuri de masaj, masaje terapeutice și apoi... Sunt cazuri în care o ședință de reflexoterapie sau kinetoterapie implică doar masaj sau doar diagnosticul tău în afară de cel al medicului? Adică se pot vindeca boli doar prin masaj, fără implicația medicinei? Da, pentru că sunt multe afecțiuni. Da, omul spune mă doare spatele, nu mai are rost să mă duc la medic, să-mi spună medicul să văd exact. Mai ales dacă are un minim de educație în sensul ăsta, dacă i s-a mai făcut masaj, atunci vine direct la cabinet, nu mai apelează la tot traseul medic de familie, trimite recomandare la medicul specialist, investigații și apoi să vină la mine. Dar trebuie să fac o mică precizare. Reflexoterapia ca și metodă de masaj este inclusă în și poate fi folosită într-un tratament kinetic, dar de asemenea poate lipsi. Da? Deci este o metodă pe care eu o folosesc atunci când persoana, de exemplu, are un dezechilibru hormonal sau dacă are anumite probleme ale sistemului nervos. Este un masaj al tălpilor care îmi completează schema principală de terapie. Este adevărat, scuze-mă că te întreb, că prin reflexoterapie ne ajută și la înfrumusețarea tenului.
Păi dacă ne relaxăm, evident, și dacă avem un echilibru corect hormonal în corp, evident că și pielea va avea... Reflexoterapia ajută și la detoxifiere și atunci, da, bineînțeles că îmbunătățește calitatea și aspectul personal. Iată că putem deveni mult mai frumoase și tinere cu reflexoterapie. Da, și nu numai. Sunt multe metode și, în general, o stare de bine îți dă acea sclipire și acea luminozitate personală. Ești de la cabinet relaxată, mulțumită, fără durere. Normal, arăți mult mai bine. Un masajul reflexoterapeutic, doar piciorul folosim? Da, sau, da, da. Se deci poate... în reflexoterapia se adresează în principal tălpilor. Există și scheme care se aplică, se pot aplica palmelor sau feței, dar acestea sunt mai rar uzitate. La noi se învață în special la nivelul tălpilor. Pentru ce boli sau pentru ce afecțiuni vin oamenii, pacienții la tine? În general, cel mai frecvent afecțiuni ale coloanei vertebrale, ale scheletului, ale articulațiilor, afecțiuni musculare, dureri cam de toate tipurile, dureri de cap, dureri de gât, dureri de spate, dureri de umeri și am să le numesc așa la modul general pentru că marea majoritate a oamenilor resimt dureri, da? Chiar dacă află un diagnostic de la medic, să spunem scolioză, cifoză, lombosciatică, lordoză, combinații între ele, entorse luxații, dislocări. Omul simte că îl doare și că vrea un ajutor, a auzit de la cineva că a venit la mine și că l-am ajutat într-o ședință, două, știe sigur că se face bine, vine pe bază de recomandare sau citește pe internet despre cazurile pe care eu am putut să le rezolv și vine cu încredere. Haideți să ne dai câte un exemplu din fiecare sau cel mai frecventă durere este durerea de cap. Da. Și discutam cu tine și am rămas uimită că te doare capul, dar pornește de la picioare. Care este legătura? Poate, da, poate porni. Legătura este următoarea. Corpul este o unitate. Deseori noi atunci când avem o durere facem o separare, facem o disjuncție între locul în care ne doare și restul corpului. Adică dacă mă doare capul, eu trebuie să iau o pastilă pentru cap. Majoritatea asta fac. Și cum este greșit. Și da, pentru că și reclama și toate astea este făcută ca să fie cât mai ușor accesibil și omul vede reclama asta e pastila pentru cap, ok, mă duc la farmacie, cer pastila, ar trebui, aștept să-l treacă capul. Nu e metoda cea mai simplă? Dar nu este metoda cea mai simplă pentru că eu consider eficiență în terapie atunci când fac un tratament și nu mai am problema respectivă. Ori, în general, medicina alopată se adresează efectelor și nu cauzelor. Așa cum discutam, în momentul în care o persoană îmi vine și spune am durerea aceasta, eu nu iau durerea ca și punct de referință. Pentru că mă interesează cauza. Durerea este un efect. Iar durerea poate să apară la 5 minute după ce m-am certat cu cineva, deci evident, nu am o cauză fiziologică, nu s-a stricat, nu am o problemă fiziologică în cap care să-mi genereze durerea respectivă, gen compresie de nerv sau tumoare sau... Da, m-am certat, este pe un fond emoțional, mi-a crescut tensiunea și asta îmi creează o stare de tensiune la nivelul capului. Sau pot să am o problemă la nivelul coloanei, oricare dintre segmente. Și dacă am o problemă în coloană, atunci și poziția capului va fi una deficitară, va fi înclinată într-o parte, în alta, ceea ce îmi creează o contractură musculară, o reducere a oxigenării și a vascularizării, ceea ce poate să-mi dea durerea. Durerea, cum spuneam mai devreme, poate să apară la jumătate de oră după ce m-am certat cu cineva sau poate să-mi apară la 2 ani după ce am făcut o întorsă a gleznei și nu am tratat-o corespunzător sau poate să mă apară în faza finală a unui cancer nedescoperit până la momentul respectiv. Și atunci, pentru mine, durerea nu este un punct de referință. Mă ajută, mă ghidează, dar nu este ceea ce eu pe mine mă interesează să rezolv. Pe mine mă interesează să aflu care este cauza reală și atunci fac o analiză a posturii și a corpului. Mă interesează să știu dacă are probleme cu ficatul, dacă are probleme cu vezica biliară, dacă are probleme cu splina. Deci mă interesează și partea viscerală,
mă uit la postură și analizez, cum am spus, poziția coloanei, poziția bazinului, lungimea picioarelor, modul în care merge, modul în care stă pe scaun. Și atunci toate aceste semne pe mine mă ghidează în a descoperi cauza reală și a oferi un tratament care să fie cât mai eficient în timp. Deci durerea să nu îi revină sau să revină cât mai târziu posibil dacă respectă indicațiile pe care îi le ofer ca să-și întrețină sănătatea. Deci iată că metoda aceasta de kinetoterapie vindecă și nu tratează. Nu doar tratează, da, ci și vindecă. Cred că orice terapeut își dorește de fapt același lucru și toți cei care facem aceste eforturi, și medicii și noi, cei care îi ajutăm, îi susținem în munca lor, facem aceste eforturi tocmai pentru că ne dorim foarte mult să-i ajutăm pe oameni să se vindece, să învețe cum să-și trăiască viața frumos, fără să aibă suferințe. Ai pomenit de cruda boală cancer. Da. Se poate trata și această boală prin reflexoterapie sau... Bun, acest subiect, bineînțeles că este unul foarte complex. Cancerul este vindecabil și bineînțeles că mulți oameni au avut rezultate pe această linie cu ajutorul medicilor, cu eforturi personale. Kinetoterapia, evident că este o metodă de susținere foarte mult a pacientului cu astfel de patologie. Din punctul meu de vedere, abordarea este următoarea. Atunci când îmi vine un pacient cu un astfel de diagnostic, cum spuneam mai devreme, mă interesează cauza. Și atunci, evident, cauza într-o astfel de situație, într-o astfel de patologie atât de gravă, este una emoțională. Deci, baza pleacă de la o suferință majoră, o pierdere a cuiva drag, a unui loc de muncă, o schimbare importantă în viața personală, un divorț, da, un accident, o traumă importantă. Și de obicei aceste traume declanșează aceste suferințe, declanșează aceste reacții în corp de autodistrugere. Și atunci tratamentul meu pornește de la a identifica corect care a fost momentul, care a fost evenimentul când această boală a început. Apoi mă interesează să știu care este stilul de viață al persoanei în momentul respectiv, iar obiectivul meu terapeutic nu este vindecarea cancerului, este îmbunătățirea calității vieții în momentul la care vine și corectarea pe cât posibil a lucrurilor care, a obiceiilor sau a obiceiurilor emoționale, a obiceiurilor raționale, a tiparelor mentale negative, dar și a, de exemplu, aceste persoane sunt de cele mai multe ori depresive și atunci nu mai au poftă de viață, nu mai au dorință de a se mișca, de a face niște lucruri care să le îmbunătățească starea de spirit, starea de bine, senzația de bine. Și atunci, dacă mai îmi permiți puțin, eu îl învăț și cum să se miște, și cum să se... deci cum să facă gimnastică la modul... depinde acum... contează foarte mult și unde este localizat cancerul și deci care este arealul, pentru că nu se lucrează efectiv cu zona respectivă, ci colateral. Și ca de obicei cancerul este o contraindicație majoră pentru masaj, dar se pot face lucruri sau se pot aplica anumite tehnici, iarăși contează stadiul, contează tipul de cancer, care pot ajuta mult să tranziteze mai ușor această perioadă, mai ales în faza de chimioterapie, mai ales în fazele unde sunt dureri destul de mari. Și atunci, făcute într-un anumit mod, adaptate aceste tehnici, ajută și oferă susținere și... iarăși, completate cu suportul moral și emoțional, contează și pot fi folosite cu succes. Iată că metoda aceasta vindecă nu doar trupul, ci și sufletul. Păi...
Eu folosesc o vorbă și le explic pacienților mei că noi suntem 3 în 1. Da, pentru că... La cafeaua 3 în 1. Exact. De acolo m-am inspirat. Pentru că suntem trup, minte, suflet. De fapt, noi suntem un suflet care locuim într-un trup și avem nevoie de minte ca să ne ajute să coordonăm, să coordonăm toate acestea. Și atunci sufletul e ca și cum e la 2 metri în stânga și mintea e la 2 metri în dreapta, mă arătat invers, îmi cer scuze. Așa, pentru că deci toate sunt înăuntru, sunt în corp și sufletul se folosește de corp pentru a se manifesta, pentru a se descoperi celor din jur. Și atunci, dacă omul vine cu o suferință fizică, cu o durere fizică, este clar că este traducerea unei suferințe emoționale. A unui conflict. Întotdeauna. Deci avem un conflict interior. În câte situații nu s-a întâmplat să simțim că vrem să facem un lucru și mintea să spună, nu se poate, nu am cum să fac asta, sau nu se cade, sau nu e potrivit, dar ce o să zică lumea? Veșnicul, ce o să zică lumea? Și o luptă interioară. Care, de exemplu, de cele mai multe ori, aceste conflicte interioare dau faimoasele dureri de cap. Da, vreau să fac lucrul ăsta, da. Mama m-a învățat, societatea nu-mi dă voie, dar dacă nu reușesc... Și tot vorbeam de proverbe străvechi. Este o metodă străveche, adică... Da. Da. De când? De unde a luat naștere acest proces? Cred că masajul a apărut în momentul în care Eva l-a născut pe... I-a născut pe Cain și pe Abel și a pus mâna prima dată pe ei, sau poate, da, de când i-a creat Dumnezeu pe Adam și Eva și ei s-au atins. În sensul că masajul dintotdeauna a fost o formă de alinare, de... a arătarea afecțiunii, a compasiunii, a nevoii de a fi cât mai aproape de celălalt și de a-l ajuta într-un fel. Ori de a împărți bucuria, ori de a împărți suferința. Și atunci există referințe chiar legate de acupunctură, de presopunctură, de masaj, de moxe. Toate aceste metode au fost studiate de mii de ani de către chinezi și practicate și puse într-o formă. Am fost foarte surprins, plăcută să aflu că un curs pe care mi l-am dorit foarte tare și am reușit să-l fac chiar acum 2 săptămâni, cel de Trigger Points, are în spate exact o astfel de o istorie foarte veche, doar că noi le structurăm și le adaptăm la cunoștințele și la limbajul actual. Dar ele ca și tehnici, da, de exemplu, sunt de, da, de la ultima olimpiadă a făcut un înotător american, a făcut furori în presă, apărând la concurs cu urme de ventuze. Și toată presa a fost pe spate. Wow, ce metodă folosesc americanii, cea de punere a ventuzelor, și au scris și au... Iar noi folosim ventuzele în țara asta. Babele noastre folosesc ventuze. Era spun... de când eram noi mici. Pentru orice boală, pentru orice afecțiune, vine să-ți pun mamă niște ventuze, să-ți facă mamă o flexie cu un spirit și iar și ai pe ușa afară întreg. Bun. Deci tehnicile acestea sunt cunoscute, sunt vechi, avem metodele noastre, pe de-o parte autentic românești, și pe de-o parte avem și românul este un căutător și un cercetător, și școala noastră românească nu a reușit să sintetizeze și să concretizeze o tehnică românească, nu a patentat-o și atunci a preferat să meargă în afară, în Olanda, în Rusia, în Suedia, în Franța, în Germania, și să aducă de acolo, pentru că mereu ne-am considerat inferior și i-am considerat pe alții mult mai buni și ne-am dus și am învățat de la ei și am venit acasă și ne-am dat seama, ia uite, baba mea știa să pună ventuze și să facă presopunctură și să facă diverse lucruri. Presopunctura ce înseamnă? Presopunctura înseamnă să identifici care este zona, într-o zonă dureroasă, într-o arie de durere,
să identifici care este punctul cel mai dureros, să apeși pe acel punct gradual până când dispare durerea, apoi să iei degetul, da, iarăși gradual, ușor, și prin astfel, urmând un anumit tipar, eventual, evident, o anumită regulă, să tratezi să rezolvi o anumită afecțiune, da, în zona respectivă musculară. Deci asta se adresează afecțiunilor de ordin muscular sau compresiilor de nervi. Cu siguranță îți trebuie să multe cunoștințe pentru a... Multe cunoștințe și multă pasiune. Ce calități trebuie să aibă un bun terapeut? Din punctul meu de vedere, un bun terapeut, în primul rând, trebuie să iubească foarte mult oamenii, să se iubească pe el însuși, ca să poată să aibă forța și să aibă înțelepciunea de a investi în direcția pe care și-o dorește, da, să o abordeze, să o folosească mai departe. Și atunci spuneam de răbdare și de iubire, pentru că în meseria de terapeut, în ocupația de terapeut, pregătirea este constantă și nu cred că se termină. Toată viața înveți, acumulezi informații și încerci să faci cât poți tu de mult pentru persoana care vine în fața ta. De unde? Și, da, zi. Vreau să te întreb, de când ai început această meserie, pasiune, dragoste, cum vrei tu să numești? Am început acest drum cu un curs de masaj de relaxare, fiind în anul 2 de facultate la inginerie electrică, am avut nevoie de un venit personal, am vrut să devin independentă și... Cam așa din partea femeilor. Și m-am gândit ce aș putea să fac. Și mi-am dat seama că la momentul respectiv eu nu știam nimic concret să fac. Nu aveam o meserie în mână. Eram studentă, dar dacă vreau să mă angajez, nu știam ce să fac. Am luat un ziar și m-am gândit, dintre toate anunțurile și posturile care erau oferite, unde m-aș putea duce și ce calificare să-mi obțin, să-mi obțin un certificat în baza căruia să pot să mă angajez. Și printre cursurile de calificare am văzut cursurile de masaj și am zis, da, asta este ceva ce mi-aș dori. Da, m-a atras pentru că de mică mi-am dorit foarte mult să devin doctor și a fost un drum pe care nu l-am putut accesa până la momentul respectiv pentru că părinții mei nu m-au întrebat, nu au fost interesați de acest aspect. Da, ca orice părinte vreau să faci o meserie cât și... Evident, e normal. În limita a ceea ce făceau ei, m-au direcționat către un drum mai practic și mai concret. Și ei și-au dorit ca eu să devin IT-ist. Îți considera că este un domeniu de viitor și în care eu aș putea profesa cu succes. Și în momentul în care am ajuns în față cu realitatea și îmi dau seama că eu trebuie să mă angajez să-mi câștig o pâine totuși, am luat acest drum, mi-am urmat sufletul și în cadrul cursului am descoperit că, într-adevăr, chiar îmi place foarte mult. Am înflorit în acel curs și atunci am luat decizia să schimb orientarea profesională, am renunțat la facultatea de inginerie și am mers la kinetoterapie. Iată, ți-ai schimbat viața radical, da, din punct de vedere profesional. Da. Am zis că merită. Chiar mi-aduc aminte că pe la jumătatea cursului am stat și m-am gândit dacă aș putea să fac lucrul ăsta până la sfârșitul vieții și am zis da. M-am văzut o femeie, o bătrânică cu părul alb ajutând oamenii și am zis că da, merită să investesc în drumul acesta. Mi-am convins familia să mă susțină, să aibă încredere că sunt serioasă și implicată. Mă bucur foarte mult că m-au iubit atât de mult încât să facă nebunia asta cu mine, pentru că a fost un drum extraordinar. Te-au susținut, te-au înțeles. Da, a contat foarte mult pentru că cred că orice, sau cel puțin ce am cunoscut eu până acum, orice terapeut a fost susținut de familie, de cineva care a crezut și a fost și dispus să investească pentru că sumele de bani pentru a ajunge la un anumit nivel sunt destul de importante în domeniul nostru.
Nu poți să devii profesionist dacă... un curs de masaje. Nu, niciun caz. Ăla a fost începutul. A urmat facultatea de kinetoterapie, a urmat în anul 3 o bursă de studii și am plecat în străinătate. Am profitat de ocazie. Masterul l-am făcut la Bacău, 2 ani de zile de navetă și nu numai. Plus, între timp, multe cursuri suplimentare. Am adus la Galați cursurile de masaj terapeutic Umeho. Tocmai de la... Da, o să ne explici în ce constă și apoi reluăm. Încă din timpul facultății mi-am dorit să câștig cât mai mult timp și atunci am căutat împreună cu soțul meu în particular cursuri de masaj terapeutic, pentru că am început cu masaj de relaxare, cu reflexoterapie, schema clasică care se organizează la noi în Galați. Și am vrut mai mult. Am vrut să pot să fac mai mult de atât. Și atunci am căutat aceste cursuri de masaj terapeutic, l-am găsit pe domnul Sorin Iga, președintele Asociației Române de Umeho, l-am contactat și i-am propus să facem o colaborare în Galați. Am organizat pentru dânsul cursurile și în felul acesta am învățat și eu, m-am perfecționat, apoi l-am urmat prin țară la diverse seminarii. În continuare particip la seminarii de perfecționare chiar și după 10 ani. Pentru că, v-am spus, mereu apar lucrurile și avem de învățat și împărtășim, se actualizează, împărțim experiențele noastre cu diversi terapeuți, fiecare spune, am avut situația asta, am abordat așa, învățăm unii de la ceilalți, învățăm de la pacienții noștri și pacienții noștri ne sunt îndrumători. Apoi am fost interesată de călcătura monahală, de călcătura noastră bătrânească, înainte să plimba cât un circar cu ursul prin sat și că ursul s-a așezat pe oameni și le trosnea oasele. După aia au apărut în diverse locații, am aflat despre călugări care practicau călcătura monahală, pentru că ei nu puteau să se dezbrace, să se maseze între ei, bărbați fiind sau măicuții. Era un lucru de pudoare și atunci a apărut această tehnică pe haine îmbrăcat cu picioarele ca să nu există nuanțe de niciun fel. Iată, și de acolo s-a dezvoltat o întreagă procedură de masaj. Și am aflat de părintele Lefterie, cel care a fost starețul mănăstirii Dervent, care a lăsat niște ucenici. M-am interesat, i-am aflat, l-am găsit pe domnul Viorel Budnaru, l-am rugat frumos să vină la Galați, m-a organizat cursuri. Că te-ai implicat, este o... Pentru că, da, consider că sunt informații importante pentru toți colegii mei, nu doar pentru mine. Cred în spiritul echipei, cred în împărtășirea informației, în unitate. Cu cât suntem mai mulți și mai bine pregătiți, cu atât putem să ajutăm mai multă lume. Iată, ai vorbit de ucenicii aceia care... Da. I-am găsit pe doi dintre dânsii și am fost și am învățat de la dânsii. Am făcut apoi cursuri de drenaj limfatic. Am fost la București, la Asociația Maselor Profesioniști, unde mi-am dorit foarte mult să învăț drenajul limfatic. Este o tehnică terapeutică deosebită. Și... la momentul la care am început eu, era în foarte mare vogă și încă e masajul anticelulitic, dar nu mi-au fost suficiente tehnicile pe care le acumulasem până atunci. Și studiind acest subiect, cum apare depunerea de grăsime și cum se inflamează și cum pot să ajut, pentru că întotdeauna mi-am dorit să fac lucrurile foarte bine și să am eficiență, să am rezultate cât mai rapide, asta își dorește toată lumea. Vin cu o problemă, vreau să scap de cât mai repede și eventual să mă și coste cât mai puțin. Asta vreau să spun. Și atunci m-a interesat să merg și să aprofundez lucrurile. Deci pe lângă cunoașterea personală, studiu personal, m-am dus să aflu de la cei mai buni în domeniu care sunt terapiile pe care le pot aplica. Și în schema mea terapeutică de obicei combin diverse tehnici tocmai pentru a obține această eficiență. Da? Am făcut acest curs de drenaj limfatic, masaj anticelulitic la București, am venit, am aplicat și totuși mai îmi trebuia ceva pentru că nu era suficient.
Masterul l-am făcut la Bacău și acolo am aflat, de exemplu, despre masajul antistres, o tehnică adusă din Franța, extraordinară. Apropo de înfrumusețare, face minuni. Și știm că stresul e la baza multor afecțiuni și atunci combinând, da, crescut eficiența. De unde lucram abonamente de 10 ședințe, am redus la 5-6 ședințe. Mi-erau suficient ca să se observe diferențe importante, ca să nu mai vorbim de durerea care dispărea. Am mers mai departe, am făcut, de exemplu, în cadrul masterului de la Bacău, am avut ocazia extraordinară de a învăța cu un chiropractor american, domnul Dr. Joseph Doughty, o tehnică care se adresează primelor două vertebre cervicale. E o tehnică deosebită pentru că, în general, tehnicile de aliniere a vertebrelor sunt bidimensionale, deci manipulările care se fac osteoarticulare sunt în plan bidimensional. Ori prima vertebră din coloana noastră are o mișcare în plan tridimensional, 3D. De aceea și tehnica aceasta se numește 3D Upper Cervical Adjustment. Și un an de zile am studiat două vertebre. Iată! A fost un efort fantastic. Apropo de susținerea... General, asta când auzim lucrul acesta, mi se pare wow, dar cred că este amănunțit și este foarte... Aici vreau să fac conexiunea cu ceea ce am spus mai devreme, că fără susținerea familiei nu aș fi putut să fac toate aceste lucruri, pentru că în primul an de master am fost însărcinată, în al doilea am alăptat și atunci am cărat-o pe mama cu mine să stea cu... fetița pe holuri și să pot să alăptez ca să pot să fac și lucrul ăsta pentru copil. Te ești de apreciat o persoană și... care a făcut atâtea sacrificii pentru... Da, dar am meritat, pentru că acum, în momentul în care mă duc acasă și povestesc familii fetelor, soțului, mamei mele, uite, a venit omul ăsta cu problema asta și mi-am făcut așa și s-a simțit foarte bine și mi-a mulțumit și dacă mai scrie și pe internet, vai, ce bine m-am simțit, mulțumesc, atunci le povestesc și împărtășesc cu ei, adică le explic că nu este doar meritul meu, este și meritul lor. Dar și atunci culegem, împărțim lucrurile. Așa este, pentru că un medic, un kinetoterapeut, un antrenor nu poate reuși fără ajutorul... Da, iar eu nu pot reuși inclusiv fără ajutorul pacientului meu, pentru că nu este doar Trebuie și el munca mea. Să se implice, nu? Să... Păi, cumva eu spun așa, am o plăcere de a folosi, de a mă juca un pic cu limba română, cu sensurile pe care le oferă limba română, pentru că noi spunem foarte corect când ne ducem la medic, domnul doctor, m-am îmbolnăvit. Eu pe mine mă am, eu mi-am făcut lucrul ăsta, nu a venit cineva din exterior să mă îmbolnăvească, eu m-am. Și atunci tot el se vindecă realmente. Corpul lui este cel care face acele schimbări necesare interioare. Dar pentru asta are nevoie de o direcție, de un impuls. Corect. Pentru că boala generează o nouă stare de homeostazie. În sensul că dacă eu sunt într-un conflict, am o problemă emoțională nerezolvată, într-un conflict interior, corpul meu generează o problemă, o afecțiune. Corpul în sine, creierul nu poate rezolva doar fiziologic, da? Pentru că există o cauză activă, există o comandă mult mai importantă. El încearcă să se regenereze, dar comanda de la suflet vine, nu, îl împiedică. Și atunci el zice, dacă nu pot să rezolv lucrul ăsta, dacă nu pot să-mi regenerez celulele, ok, atunci trebuie să mă adaptez. Și suprascrie această stare de boală cu oarecare stare de normalitate, adică încearcă să se echilibreze în condițiile date. Ok, eu sunt factorul din exterior care vine și îl zdrucină, da? Un anumit tip de durere, un anumit tip de impulsuri, îi spune creierului, nu este ok, aici este o problemă și trebuie acum, în momentul ăsta, să te apuci să o rezolvi. Și
De multe ori oameni spun, vai, mi este frică să mă duc, că îmi rupe oasele, că mă doare, că da, dacă mă doare și mai tare, vin cu aceste frici, tocmai pentru din necunoaștere, că nu-și dau seama că, de fapt, durerea, și acesta este unul din motivele pentru care am acceptat să particip la emisiune, pentru a informa, pentru a face o educație, și asta este munca cea mai grea în meseria mea, de a educa pacientul, că durerea este graduală, este treptată, pornește încet și se mărește și mergem până la limita de suportabilitate a pacientului, astfel încât creierul să înțeleagă că trebuie să lase totul deoparte, orice face în momentul respectiv, și să declanșeze procesul de regenerare în zona respectivă. Totodată, vorbind cu persoana și încercând să devină conștientă de cauza reală a problemei pe care o are, cauza emoțională, de cele mai multe ori omul începe, pentru că își dorește vindecarea, de asta vine în cabinet, începe să-și facă schimbările și să permită organismului să se regenereze. Adică actul terapeutic este unul destul de complex. Kinetoterapia nu implică numai actul mecanic, fiziologic. Implică și această parte de a vorbi cu omul, de a-l asculta, de a-l înțelege. Până la urmă ne îmbolnăvim pentru că nu ne mai simțim înțeleși, nu ne mai simțim acceptați, nu mai suntem iubiți, dar o persoană dragă nouă ne-a făcut, ne-a zis, ne-a trez, ne-a rănit sufletul. De cele mai multe ori noi folosim aceste lucruri ca cineva din exterior ne-a făcut. Și eu încerc să le predau controlul pacienților mei, să le redau controlul asupra propriei persoane și să le explic că ei au permis, ei au dat valoare acelor vorbe, ei au dat valoare acelui eveniment și au permis ca acele lucruri să li se întâmple. Da? E ca un cadou. Dacă eu vin și îți ofer un măr stricat, tu poți să-l accepți sau poți să-l refuzi. Dacă îl accept și îl mănânc, evident, mă voi îmbolnăvi. Dacă îl refuz și spun, nu, asta nu este adevărat, asta nu mi se potrivește, resping acele lucruri, valoarea pe care poate am acordat-o acele persoane la un moment dat, în momentul în care mă rănește și îmi atacă integritatea, eu retrag și atunci acel lucru nu mă mai influențează, nu mă mai marchează. Dar controlul este la mine. Eu hotărăsc ce este important și ce nu. Sunt persoane care acceptă jigniri și traume din partea apropiaților, da? Deci valoarea maximă are familia, și nu ascultă și nu dă sfatul unor oameni prieteni din exterior. Orice l-ar spune, băi, încearcă să corectezi chestia asta că îți face rău, ei nu ascultă, rămân în starea respectivă. Și sunt oameni care nu ascultă deloc de familie și vine unul din exterior și spune, fă schimbarea asta, și el imediat ascultă și se schimbă în direcția respectivă. Și acasă mama, soțul, copilul îi spune, da, eu ți-am zis atâtea ori și tu n-ai vrut să faci. Și uite, a venit ăla, ți-a zis odată și imediat ai făcut schimbarea. De cele mai multe ori așa da. Se întâmplă și cauzele din familie vin din societate. Aceste aspecte, da, sunt cele care ne modelează personalitatea, caracterul, sufletul. Noi suntem cei care dăm valoare, de fapt controlul este la noi. Și dacă controlul este la noi, atunci noi putem hotărâ până unde merg cu suferința, deci eu pot să-mi declanșez, așa cum am declanșat boala, eu pot să-mi declanșez vindecarea. Și mă leg iarăși de subiectul de cancer, de ce în unele cazuri este vindecabil și de ce în alte cazuri nu, pentru că iarăși pacientul este cel care hotărăște într-un final dacă dorește să mai meargă în direcția în care a mers până atunci cu viața, sau dacă face acele schimbări care sunt necesare corpului să se vindece. Dacă îl ascultă și dă valoare unui om, medic, prieten, alt caz similar, în care i s-a spus și el știe că de cancerul respectiv va muri, dacă dă valoare acelor vorbe, cu siguranță asta îi se va întâmpla. Adică, în momentul în care va începe un tratament, va fi doar ca să-și mai prelungească puțin viața. Dacă o persoană zice, nu te cred, eu vreau să trăiesc, eu vreau să mă vindec, își va căuta acele exemple care să-l motiveze și să îi dea metodele prin care să reușească. Și acel om va reuși.
Iată că trebuie să ne, noi ca pacient, trebuie să ne educăm mintea și apoi să venim la medic sau la terapeut pentru a vindeca trupul. Da. Și sufletul și... În meseria mea, da, și în pregătirea mea profesională am înțeles că toate aceste lucruri sunt corelate și mă implic până la acel nivel încât să îl fac pe pacient să înțeleagă toate aceste aspecte, cât de importante sunt și că schimbarea vine din interior și că trebuie să lucreze împreună cu mine, să facă echipă cu mine, pentru că, în general, mentalitatea pacientului este următoarea. Mă doare ceva, am o problemă, mă duc la medic, medicul îmi spune ce am, îmi dă tratament, eu am la tratamentul și dacă mă fac bine, ce minunat, doctorul a fost foarte bun, felicitări, suntem foarte mulțumiți. Dacă tratamentul nu are eficiență, doctorul este prost, adică i-am pasat răspunderea și el devine responsabil de sănătatea mea. Foarte mulți, din păcate, pacienți gândesc astfel. Eu sunt un pic mai altfel și spun nu, sănătatea ta este răspunderea ta. Corect. Tu iată hotărăști. Că o altă calitate pentru voi, terapeuții, sunteți buni psihologi și trebuie să faceți ca pacientul să înțeleagă că el este principalul factor de decizie în salvarea lui. Așa cum spuneam la început în emisiunii, practici această meserie și poți să o practici frumos și cu eficiență, cu succes, dacă îi iubești pe oamenii din care vin la tine. Dacă îi iubești, îi tratezi așa cum ți-ai dorit tu să fii tratat sau așa cum ți-ai dori să fie tratați oamenii dragi ție și atunci responsabilitatea și implicarea sunt la nivelul respectiv. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Nicoleta, ai mare dreptate pentru că mulți am ajuns în stadiul în care medicii nu ne mai dau valoare, noi ca pacienți, ne tratează altfel și o bună înțelegere și o vorbă bună contează foarte mult când vii în fața medicului sau a terapeutului. Sau... Iată că comunicarea este cei să fim mulți... aproape de pacienți. Da, de cei pacienți. Mai mulți oameni ziua de astăzi se plâng de faptul că și e o realitate pe care e destul de greu să o schimbi sau o modifici. Pentru că la ușile medicilor chiar sunt foarte mulți pacienți. Și atunci medicul fizic nu mai are timp și să acorde fiecare pacient în parte, poate doar în domeniul privat, da? De asta majoritatea doctorilor își deschid cabinete private, nu mai au timp să aloce pacienților, dar să le acorde timpul și atenția necesară. Trebuie înțeles și acest aspect. Teoretic, în privat ar trebui să fie mult mai bine și lucrurile se desfășoare altfel. Asta în condițiile în care terapeutul are ca obiectiv principal pacientul și nu obținerea unor venituri personale. La cabinet, fiind în mediul privat, aloc fiecărui pacient minim 50 de minute, 50-60 de minute și atunci am timp să și și cadru în creat de așa natură încât să vorbim și să aflăm toate aceste detalii de care am pomenit până acum. Întotdeauna prima ședință este o ședință de cunoaștere, intercunoaștere, dacă pot spune așa, și de stabilirea tratamentului, de de a vedea o ședință în care vedem în mod egal cu ce pot eu să-l ajut și cu ce se poate ajuta în particular în momentul în care omul iese din cabinet, pentru că e important și ce face pentru a menține terapia, ceea ce noi aplicăm în cabinet. Iată că oamenii fac diferență între spital și cabinete particulare din cauza costurilor. Sunt necesită, din punct de vedere financiar, un efort foarte mare. Iarăși contează punctul de referință, depinde la ce mă refer. Pentru că sunt multe investigații pe care chiar și într-un spital de stat, tot pacientul le suportă
și vorbesc dacă vrea să-și facă un rămâneu un pic mai rapid, pentru că nu are timp să aștepte 3 până la 6 luni programarea care se face în sistemul clasic, dar se duce și plătește undeva la 5-6 milioane această o simplă investigație. Da? Dacă medicul îi recomandă intervenții chirurgicale sau antiinflamatoare sau tratamentul medicamentos, iarăși alte costuri. Da? În cabinet, în cabinetul meu, costurile sunt reduse, mult reduse față de acesta pe care tu m-am menționat. Pentru că, așa cum am spus, am făcut diverse cursuri de specializare tocmai ca să pot să reduc pentru fiecare pacient în parte la minim aceste costuri și mai ales durata pentru care el resimte acea durere. Până la bani vorbim totuși de suferința omului. Și atunci, pe de parte, aș putea să întreb cât costă să te vindeci, cât costă pentru tine sănătatea ta, la cât evaluezi sănătatea ta și când vorbim de sănătate, toți oamenii spun, băi, nu contează, dau oricât numai să mă fac bine. Și între a te duce în sistemul de stat și a plăti niște costuri destul de mari și e și frustrant pentru că plătești asigurări la stat și că ți-ai dori să fii, să beneficiezi de aceste Corect. Lucruri și mai ales când vorbim de bătrâni și totuși observi că nu se întâmplă decât în situații sau dacă reușești să fii la timp, în ghilimele, să te îmbolnăvești la timp, încât să te încadrezi în plafonul farmaciilor și a laboratoarelor de analize. Asta este realitatea. Și atunci, dacă ai o durere și vrei să o rezolvi cât mai repede, consider că, în multe cazuri, se întâmplă ca oamenii să vină și în aceeași, să vină cu durere și în aceeași ședință să plece fără, după poate luni sau ani de suferință de îndurat episoade de crize. Unde te putem găsi cabinetul și pe tine, bineînțeles? Cabinetul meu este în Țiglina 1. Cabinetul se numește Santa Mia, în Țiglina 1. Ca și punct de referință în spatele băncii Raiffeisen, în spatele stației de autobuz. Am date de contact pe Facebook, există site-ul cabinetului Santa Mia, unde poate fi găsit numărul de telefon. Pentru programări. Pentru programări, da. Sunt, pe Facebook există pagina mea, Nicoleta Dimofte, kinetoterapeut, unde iarăși lumea poate să-mi pună întrebări, să mă caute pentru programări. Răspund, sunt destul de activă și online și răspund la timp. Ce metode de masaj mai regăsim în cabinetul tău? Metodele de... Hai să le spunem, terapie nu sunt numai de masaj, pentru că am menționat și ventuzele, sunt și benzile terapeutice, kineziologice pe care le folosesc. Mai există o tehnică foarte frumoasă, se numește guașa. De unde vine acest nume și ce înseamnă? Da, se folosește un anumit dispozitiv, am să-l numesc eu, un anumit instrument, pentru a elibera mușchiul de sângele care stagnează sau de limfa care stagnează. Mai există tehnicile, mai folosesc o tehnică de relaxare foarte frumoasă și foarte căutată, masajul cu roci vulcanice, cu pietre vulcanice. Da. Mă relaxez numai cu gândul. Mai am o tehnică care este un pic mai dură, dar foarte eficientă, se numește masajul cu vibrații. De ce dură? Pentru că se adresează afecțiunilor de tip coxartroză, gonartroză, acolo unde articulația suferă major și are nevoie de cele mai multe ori se, astfel de diagnostice se recomandă protezarea. Ori prin acest tip de masaj cu vibrații, practic se stimulează regenerarea lichidului sinovial și regenerarea articulației în mod natural și firesc. E dureroasă pentru că vibrația de fapt este produsă printr-un impact de un anumit fel, de o anumită intensitate. Da? Impulsul pe care îl aplici corpului trebuie să fie e controlat, e gradual, astfel încât corpul să se regenereze, dar da, la un moment dat există un anumit nivel al durerii. Nu putem să vorbim
și nu pot să nu fiu sinceră, să nu spun că la un moment dat doare, dar eu educ corpul să accepte această durere, să lucreze și să o transforme în vindecare. Toți am avut la un moment dat, dacă ne doare masaja sau când noi ne aplicăm un automasaj, să simțim acel tip de durere care, da, doare, dar simt că îmi face bine, simt că cedează, simt că mă ajută. Și atunci îl accept. Da? Ca atunci când, da, trebuie să fac o intervenție de... Noi ca femei, naștem. Nu o să spun, gata, nu mai nască, mă doare. A, accept durerea, lucrez cu ea. Lucrez și cu femei însărcinate? Da. Lucrez cu copii, lucrez cu adulți, cu gravide, cu femei care au născut, cu lăuze, pentru că ele au foarte multă nevoie de ajutor și de susținere, de recuperare, mai ales că după naștere organele interne au tendința de a prolapsa și atunci eu le ajut pe aceste femei să-și recapete tonicitatea abdominală, forma și postura, pentru că în timpul sarcinii coloana suferă niște deviații și atunci după naștere o ajutăm, o reeducăm toată musculatura și le redăm postura. Nicoleta, din câte mi-ai spus tu, intră pacientul la tine și îl faci din cap până picioare și din, de sus în jos și de jos în sus. Da, pentru că îl văd complet și îl abordez ca un întreg și nu segmentar, nu local. Da, eu am luat-o drept glumă și cu puțin umor, dar chiar ești de apreciat pentru că ai fost lacomă de informație, de cursuri, și îți place ceea ce faci și pentru asta ești apreciată. Și știu că ești aproape de oameni și pui pasiune și suflet în ceea ce faci și oamenii chiar merită să vină la tine, pentru că ești o persoană deosebită și un terapeut bun. Mulțumesc! Eu îți mulțumesc că ai fost alături de noi în această seară. Poate vom mai avea ocazia, că informațiile sunt multe și văd că ești dornică de a împărtăși nouă și telespectatorilor aceste metode frumoase și simple. Cum spunești tu, timpul costă bani. Iată că tu le poți strânge pe toate chiar și într-o singură ședință, nu? Da, sunt mulți pacienți cu care am reușit această performanță frumoasă ca într-o singură ședință să plece fără durere. Cel mai frumos caz pe care vreau să-l menționez foarte scurt a fost cu o mămică care avea un bebeluș de 2 săptămâni. A suferit o depresie postpartum, obișnuită la femei, dar a denaturat într-o incapacitate de a se mai mișca, adică a venit cu dureri foarte mari în cabinet și a venit pentru că era frică că nu-și mai poate ține copilul în brațe, nu mai avea forța necesară să-și țină bebelușul, să-l îngrijească. A aflat de mine, a venit și în ședința respectivă a plecat ca nou. Tot respectul și felicitări pentru tine, din păcate, da. Am depășit timpul cu Nicoleta Dimofte. Încheiem această emisiune, Oameni cu stil, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 21, alături de mine, Mocanu Teodora. Încheie această emisiune și vă urez un weekend plăcut și o seară minunată. La revedere!